niște rezultate, trebuie să ne dăm seama, o fi bune, o fi rele, să avem o metodă de validare. Nu doar să ne uităm că, cum s-a deplasat structura, ci să tragem niște concluzii. E prea rigidă, sunt probleme. Și atunci există și niște metode simplificate, terminarea perioadelor și formelor proprii de vibrații. Există și varianta să modelați și în alt program să le comparați, dar aici este cumva o variantă manuală, o metodă aproximativă Rayleigh, în care avem încărcările gravitaționale, deplasări elastice, numărul de niveluri și accelerații gravitaționale intră în calculul acestei perioade fundamentale. Și totodată mai avem aici o formulă pentru cadre spațiale din oțel, pentru cadre în beton armat sau din oțel contra rotire excentrice și pentru alte tipuri de structuri. Deci avem o valoare pentru CT. H este înălțimea clădirii în metri, măsurată la nivelul fundației, la extremitatea superioară. Și haideți să vedem cât ne-ar da perioada în situația asta. Perioada, apoi pentru structurile în cadre de beton armat și oțel, care nu depășesc 12 etaje, înălțime și au înălțime minimă de etaj de 3 metri, deci ne-am cam încadrat până aici. Perioada fundamentală de translație pe orice direcție se poate estima cu această relație. Acum, într-adevăr, nu zice de rigiditate, de degradarea de rigiditate. La proiectarea preliminară și în metoda de calcul forțe seismice laterale, perioada formă este liniară. Da, nu se ține seama de efectul reducerii rigidității elementelor de rezistență din beton armat. Deci, cumva, da, noi, deci fără să degradăm elementele din beton armat, sunt valabile aceste relații. Acum, elementul din beton armat al nostru este placa, care oricum e destul de rigidă la 15 cm și cu metoda utilizată de noi o tratează ca pe o șaibă rigidă, deci nu o să avem mari diferențe, nu mă aștept să avem ceva foarte diferit, dar oricum o vom face. Corespund oscilațiilor direcționale. Ok. Haideți să facem și degradarea de rigiditate și după aia continuăm cu verificările la drift. Ca să facem aceste degradări, ne trebuie în primul rând să activăm un modul de degradare de rigidități. Intrăm în proiect, activare module și aici vrem să facem modificările, adică să facem modificator proprietăți. Este printre ultimile, e a patra de jos. Deci acest modul îmi va permite să aplic degradări de rigiditate. Degradările de rigiditate le voi găsi în structură, în modulul structură. Și avem la date model. Deci este o dată pe care o adaug elementelor. Poate fi pentru elemente liniare de tip bară, cum avem aici stâlguiți contra vântuiri, sau pentru elemente de suprafață, cum avem pereții, plăcile. Ca să nu degradez peretele de forfecare, o să aleg un planșeu, fac filtru după material și am prins aceste plăci. După care intrăm pe modificator proprietăți 2D și aici putem face degradare. Deci aici sunt componentele matricii de rigiditate, dacă dați-ne fundul vine cu mai multe explicații, însă e mai intuitiv să comutăm pe procent rigiditate și să facă el traducerea în matrice. Rigiditate axială, rigiditate la încovoiere, le putem degrada 50% și o să vă arăt și judecata de ce 50% și nu altă valoare când facem drifturile. Dăm OK. Și avem și posibilitatea aceasta de a modifica greutatea sau masa. Bine. În principiu nu știu de ce avem două, poate
Da, nu înțeleg exact ce am avea două și ori greutate, ori masă. De ce există acest concept? Discutam în pauză cu colegul vostru despre consolidări. Dacă, de exemplu, vrei să faceți, în primul rând, faceți o expertiză a unei structuri vechi, adică asta faci tu. Vei analiza structura după normele actuale, să zicem că e o structură de zidărie. Nu, cum sunt în Belgia, clădirile vechi. În zidărie, nu? Ok. Și în urma calculului observ că sunt deplasări prea mari sau nu ai suficientă capacitate și trebuie să consolidezi zidăria. Să zicem că trebuie să aplici o cămășuială zidăriei. Zidăria cămășuită va fi mult mai rigidă decât zidăria necămășuită. Însă, la nivel de program, tu vei modela o clădire veche cu elemente de zidărie, cu acele proprietăți elastice echivalente pentru zidărie. Însă, pentru a ține cont de faptul că mai atașezi niște lamele cu armătură pe fețe, va trebui să amplifici rigiditatea. Deci, practic, calculezi noul modul de inerție și celelalte caracteristici. Poți să le faci și în scia, făcând o secțiune echivalentă a montantului și poziționând materiale diferite, sau pur și simplu manual, pe baza raportului între module de elasticitate, să-ți faci o secțiune echivalentă. Faci secțiunea echivalentă, faci secțiunea inițială, descoperi care este diferența între rigidități și atunci poți să o aplici. Deci poți să o aplici pe elementul de zidărie, menținând structura așa cum era, deci nu mai schimbi geometria, dar totodată, ca să ții cont și de greutatea lamelelor, ai aici posibilitatea să mai amplifici. Adică vezi și cât la sută a crescut originea, că dacă influențați greutatea proprie, atunci el este luat în calculul gravitațional, dar la seism, dacă aplic pentru anumite elemente factor masă 0, nu mi-am considerare masa, adică nu mai amplifică masa cu accelerație să ajungă la extraforțe. Și un bun exemplu este în cazul subsolurilor, adică să luăm masa structurii fără să ținem cont de masa subsolului care nu este angrenată de mișcarea seismică, se mișcă concomitent cu solul. Deci pentru astea avem, deci sunt diferite aplicații prin care putem interveni în zonele acestea. Ne dăm ok, o să ne umple de niște etichete pe care le putem ascunde. Totodată, dacă doriți să obțineți o membrană, în scia, pe metoda asta liniar-elastică, că există și o membrană neliniară, puteți intra în zona aceasta și să degradați rigiditatea la încovoiere. Dar am impresia că nu lasă chiar 0 la încovoiere, te spuneți 0,1% sau ceva. Și atunci elementul lucrează ca o pânză. Deci asta înseamnă că trage de margini și evident va încărca doar elemente liniare. Va avea o deformație foarte mare, dar în acel model nu interesează placa și vom obține exact echivalența unui model de etapă în care placa e membrană. Bun. Deci am aplicat modificatorii de proprietăți. Dacă vreau să-i ascund, am aici o săgetuță, ascundere alte datele modelului. Să rulăm calculul și să urmărim noua perioadă. Și acum va apărea pe Design Forms, adică între timp vă puteți face cont gratuit și folosi celelalte aplicații. Am o aplicație simplă bazată pe verificările la drill, ca să nu mai intrăm în Excel-uri, în MatCAD-uri și în alte operațiuni și să nu fie foarte transparent pentru un terț. Am făcut cu această platformă, vorba de anexa E din P100. Cumva Eurocodul 8 este compatibil, doar că el nu are limite la SLU. Nu puteam văzut, e doar SLS-ul. Coincide și practic e doar acoperitor. Că de-aia am zis că e după cod românesc și Eurocodul 8. Dacă europenii nu sunt interesați de SLU, să-l ignore. Dar am zis că pot să-l utilizeze și ei. Deci avem anexa E din P100, verificare deplasări laterale ale structurilor. Și avem ecuația, verificarea de deplasare se face pe baza acestei expresii. Deci avem DRSLS, este deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismică asociată starei limite de serviciu. Deci este un
un criteriu de utilizare, de exploatare, nu este de rezistență ultimă. Deci DRE este deplasarea relativă de nivel determinată prin calcul static sub încărcări seismice de proiectare. Se ia în considerare numai componenta de formație care produce degradarea preților sărgând axiale. Deci, în esență, ce înțeleg eu prin partea asta este că trebuie să cerem componenta seismică și să măsurăm acest DRE, adică deplasare relativă elastică. Deplasarea aceasta se amplifică cu factor de reducere, care ține cont de interval de recurență mai redus, adică sunt șanse foarte mari să vină acest tip de cutremur durata de existență a clădirii. Dar nu este un cutremur foarte mare. Deci ca să compenseze acel IMR pentru SLU, se mulțește cu un 0,5. Și practic avem mulțirea asta cu nu, care are valoare fixă 0,5, Q l-am stabilit noi, și deplasarea o să o culegem din șchia. Deci asta este un input ce trebuie preluat din șchia, acest DRE. Și totodată avem câteva specificații aici legate de degradarea de rigiditate. De asta am și efectuat degradarea aceasta cu 50% și observăm că este o dată pentru structuri de beton armat. Nu vă duce nimic de metal. Deci aici, în mod special pentru structuri din beton armat, avem degradare de rigiditate pe care o putem considera dacă sunt cadre întreagă când componentele structurale contribuie la rigiditatea de ansamblu a structurii. Asta este o observație foarte importantă. Practic, la structurile din beton, noi nu prea modelăm zidăria, dar și o tratăm ca niște cadre, ca și cum zidăria aceea n-ar avea niciun rol, dar zidăria aceea fixează cadrele, deci au un rol de contravântuire și asigură o rigiditate sporită. E destul de consumator de timp să stăm să modelăm geamuri, uși și să facem toată zidăria. Și atunci, dacă noi considerăm că este o zidărie pusă bine în operă și dorim să ne bazăm și pe aceasta, mai ales dacă e vorba de o căsuță și ceva de dimensiuni mai mici unde zidăria are un rol important, putem să nu mai degradăm, dar nu, asta înseamnă că nu modelăm zidăria. Deci putem să lăsăm nedegradată, ținând cont că zidăria va prelua o parte din forță. Treaba asta este foarte importantă, așa că o paranteză vă povestesc despre ce am auzit de plan. Deci, cumva, ideea e că e mai acoperitor, zic eu, și mai sigur să lucrăm cu această degradare, cel puțin pentru deformații, fiindcă partea asta cu pereți iar e foarte delicată, cam orice structură are lift, dacă e multietajată. Și putem considera că sunt și pereți în zona aceea a nucleului. Dacă din beton, este confinată mai puțin. Și iar poate putem să intrăm în domeniul e lamelă, e perete și cam peste tot apare ceva ce aduce un perete. Și decât să ne bazăm pe o zidărie care nu știm cine și cum a realizat-o, recomand pentru verificarea aceasta la DRIF să luăm direct valoarea aceasta. Deci observați că discuția este pentru structuri de beton armat. Aici, la metal, am considerat eu o degradare de rigiditate, am zis să o asimilăm, să punem un 0,5 pentru placă, dar n-am văzut rezultatul. Să vedem față de acel 0,7, unde ne situăm cu placa degradată. Ne ducem la protocolul de calcul. Da, ești la influențat. E 0,69, e cam la fel. Cred că era exact la fel. Deci nu a fost mai mult așa un reminder pentru structurile de beton. În schimb, deplasările relative de nivel trebuie limitate. De ce ne interesează să limităm așa ceva? Pentru că noi nu luăm în considerile. Adică n-am desenat niciun geam la clădirea asta și credeți-mă că o să aibă geamuri. Deci ea arată scheletic, dar o să aibă închideri, fațade și așa mai departe. Fațadele acelea nu pot înghiți foarte multe forțe sau mai ales deformații. Și în loc să complicăm modelul, încât să desenăm peretele cortină pe acest model și să nu mai terminăm structura, se preferă să limităm deformațiile, adică deformațiile care ajung la elementele nestructurale de închidere, care în esență au și ele o structură de rezistență,
să fie limitate, deci să protejăm. Și aici vine cât de fragil e elementul. Dacă e sticlă și zidăria e fragilă, componente nestructurale din materiale fragile atașate structurii, avem această limitare de 5 la 1000 din înălțimea de nivel. Și apoi începe partea de negociere în care mai împing unii că am mai lăsat un rost, că să fie un pic mai mare, mare deformație, decuplează ei cumva fațada de structură sau nu interacționează cu structura. Poate un exoschelet care nu e legat de structură, nu știu exact soluțiile care sunt de genul acesta, să nu interacționeze închiderile cu structura. Da. Da, alea doar agățate așa. Da. Corect. Puțin, până case, da. Ok. Deci, în orice caz, se alege unul din aceste criterii de deformații și acum intrăm în aplicația aceasta. Avem în partea aceasta, în stânga, deplasarea relativă, ce o să trebuiască să o citesc din SCIA și înălțimea de nivel. După care am în partea de jos niște condiții. Deci voi pun, am stabilit că lucrăm cu valoarea 3 pentru Q. După care, pentru stabilirea valorii admisibile relative, trebuie să aleg una din ținte. Deci o să scrie 5 la 1000 sau, dau și o recalculare, poate fi 1%. O să încercăm cu cel mai strict criteriu. Eu zic că e supradimensionat ce am adus aici. După care, pentru calculul la SLU, sunt un pic alte relații. Avem relația aceasta de verificare, C ori Q ori DR, mai mic decât această limită care e mai fixată. Aici, iar, discuția e direct pe 0,5. Deci, dacă am plecat cu 0,5 de acolo, pot pe același model să fac ambele verificări. Și avem aici o formulă de determinare a lui C, pe care am implementat-o și eu, și observați că ne interesează TC-ul și T1. De asta cer și eu ca date de input TC-ul, iar T1 la fel se scoate din SCIA. Și deci avem formulele acestea prin care am C. C fiind un factor de amplificare al deplasărilor. Și, da, pentru structurile din oțel, uite, asta trebuie să o aduc nou, am stabilit perioada 0,7, perioada de colț, aici trebuie să mai aranjez să se vadă relațiile, deci perioada de colț e 0,7, perioada fundamentală 0,7 și aici trebuie să văd cu, așa, teoretic mi-ar da 0,7, dar am mai pus o condiționare să nu fie sub 1, că e condiția lor, să fie între 1 și ceva. Și atunci a luat valoarea 1 și în continuare trebuie să fac input-ul pentru verificarea aceasta. Deci o să împart în două ecrane. Și ca să verific deplasările relative, îmi aleg orice element ca să pot de fapt să ascund structura, că îmi va pune în rezultantă centrul de rigiditate reduce forța și nu o văd de placă sau de restul structurii. De asta fac acest mic artificiu, mi-aleg un element ca de fapt să pot să le ascund pe toate celelalte. După care merg în funcție etaje, rezultate sumare. Și aici pot să-mi aleg deplasări relative de nivel. Aleg o componentă, să zic că fac întâi verificarea pe X. Și deplasare relativă de nivel delta UX. Deci ce înseamnă deplasare relativă? Că se scad valorile de mai jos. Iar cazul ăla în care am mai greșit semnul. Deci, practic, există deplasări ale clădirii, deci deplasare UX și să punem maximum per nod.
Bine, asta e ceva de afișare, cu semnul că e evident de aceeași parte, ați văzut și modurile proprii. Deci, cumva am o distribuție de deplasări și pe mine mă interesează deplasarea relativă pe care o obțin. Adică, eu cu această verificare nu verific neapărat cât s-a deplasat orizontal clădirea, ci mai degrabă mă interesează cât s-a rotit elementul. Deci, rotirea este un fel de tangentă, de aceea limita este legată de H. Adică dacă e foarte înalt un nivel, poate să translateze mai mult, că pe mine mă interesează limitarea rotirii. Și atunci, deplasarea relativă de nivel este exact ce aveam nevoie ca input pentru cod. Și o să iau valorile acestea, v-am zis, ne au semn absolut. Nu știu, în puține situații îl puneți de partea cealaltă. Voi începe prin declararea etajelor. Deci, v-am zis, aplicația e destul de simplă de configurat, e totul aici. Se activează etajul ca să țină cont de el. Primul nivel e 4 metri. Și bifez în continuare niște niveluri. 3, 3, 3. Mai am de îmbunătățit un pic la interfață. De asta încă nu l-am lansat. În orice caz, în principiu se bifează aici și impun numărul de niveluri. Sigur, asta se poate face și în Excel și în MatCAD, nu este o genialitate treaba asta, dar mă ajută pe mine și îmi place cum afișează modul acesta. O să vi-l arăt, am inclusiv o reprezentare grafică a drifturilor față de limită. Numai că o să trebuiască să mai îmbunătățesc în zona aceasta partea grafică, de partea de input. Recalculare. Ok, să vă arăt cum ca date de input, nu o să fi toate etajele, să testez, o să reglez interfața să nu de acest mesaj. Deci o să încep de jos cu inputul, deci 1,6 mm și tastez aceste valori, 2,1, 2,6, 2,9. Deci eu pot și să nu pun toate etajele, să pun direct unde am aceeași înălțime de nivel, valoarea maximă și să nu pierd foarte mult timp. Dar, în principiu, așa va funcționa bine. Varianta finală pe care o voi lansa să repar treburile astea grafice. Și ne uităm în partea aceasta, în dreapta, pe varianta completă. Deci am relațiile pe care vi le-am arătat mai devreme din anexa E. Și 10 la minus 6 înseamnă că împart la 1 milion valoarea asta de 600. Sunt niște valori foarte mici ale rotirilor și am și această bifă prin care practic îmi verifică dacă e bifă ține, dacă nu apare un X și zice că nu rezistă. Și avem și pentru SLU verificările și partea aceasta se poate vedea cum am arătat adineori complet. Standard avem direct drifturile pe etaj și de asemenea e desenat o liniuță ca un ordin de mărime sau ca o, să zic, normalizare, cu o valoare. Adică e o normalizare față de acest DRA SLS, limita admisibilă. Și există și varianta grafică sau cea mai simplificată, în care văd exact asta e limita și aici am desenate ce doar o metodă calitativă de verificare. Se vede că e destul de supradimensionat. Adică dacă mai am toate etajele, mă încurc un pic ca interfața aici, pe engleză, engleză e și mai aglomerată, o să-i fac încă două taburi și o să mai apară.
Dar dacă vreau, descoperă o valoare mai mare, să zic un 3 aici, 3,2, sau mai repetate aceste valori, pot să impun acea valoare și să văd dacă mă încadrez cu limita. Observ că nu mai că mă încadrez, dar sunt foarte departe de ea, lucru care spune că e supradimensionată structura și aș putea să o mai reduc. Dar nu trebuie neapărat să iau în momentul acesta decizie. La beton este esențială decizia cu drifturile, pentru că ele cam ne stabilesc volumul de beton și gabaritul elementelor structurale. La metal nu e chiar așa, contează foarte mult și verificarea elementelor, pentru că la beton armat, dacă nu-mi ține un element, pun mai multă armătură, în esență. Pe când la metal, în momentul în care am schimbat o secțiune, se schimbă total distribuția de efort pe structurile static nedeterminate și practic e un joc mai lung până ajung la o variantă în care îmi rezistă toate elementele. Și cam așa va arăta. E gata aplicația, o să fie un mailing și o puteți utiliza. Dacă nu, v-am cam dat cheia cum se face, unde găsiți formulele și vă puteți face și un Excel sau MatCat. Dar important e inputul acesta din SCIA. Vedem pe direcția cealaltă, dar nu mă aștept la surprize. Deci aici aveam un 3,2 maxim. 3,6 văd cea mai mare valoare. Deci dacă aș locui aici un 3,6 la etajul 6 locuiesc, cred că sunt în continuare destul de departe de limită. E 6 de fapt etajul 5, că 1 e parterul. Am un 1,8 ori 10 la minus 3 față de 5 ori 10 la minus 3 limita. Deci stăm bine la... Pot să merg și cu un Q mai mic. De fapt, Q nu are nicio importanță aici. Nu are legătură Q, ci pur și simplu e prea rigidă structura, deci poți să mai poate optimiza. Q nu are legătură, fiindcă indiferent cât de mare sau mic îl puneți, adică ați împărțit seismul la Q inițial până cu structura, aici îl mulțiți înapoi. Deci nu, lipsurile nu au nicio legătură cu factorul Q din punctul ăsta de vedere. Vor influența armările sau dimensiunile elementelor din oțel, în cazul acestei structuri.